Cardiacii din Oradea vor avea șanse mai mari de supraviețuire în cazul unui infarct. În mai multe zone intens circulate ale orașului și în unele instituții publice ar putea fi amplasate defibrilatoare stradale. Propunerea le aparține medicilor de la Ambulanța Bihor, care vor oferi cursuri gratuite de utilizare a dispozitivelor. Un astfel de aparat costă cel mult 1.500 de euro și ar putea fi cumpărat din bani publici ori din donații. Demonstrația făcută de către medicii de la Ambulanța Bihor a arătat că orice persoană care deține minime cunoștințe medicale poate utiliza un defibrilator stradal ca să dea primul ajutor unui cardiac. Aparatul dă indicațiile necesare în limba română. Să lipești doi electrozi pe pielea pacientului. Aparatul chiar știe medicină și calculează dacă ritmul cardiac e bun sau nu. Și e vorba despre defibrilația ventriculară. Va da o recomandare de șoc electric și acea persoană care va folosi aparatul va trebui să apese doar un singur buton, explică doctorul Emil Boțcău, președintele Asociației pentru Viață Bihor. Asociația pentru Viață din cadrul Ambulanței Bihor oferă cursuri gratuite de 3 luni celor care vor să învețe tehnici de acordare a primului ajutor, ori cum să utilizeze defibrilatorul. Cursurile se vor extinde și în cadrul programului Școala Altfel, dar și pentru elevii de gimnaziu și de liceu, scrie Digi24.